Haideți să deschidem Sfintele Scripturi la Matei, capitolul 5 și să citim de la versetul 3 la versetul 12. Matei, capitolul 5, de la versetul 3 la versetul 12. Așa vorbește cuvântul Domnului. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânți și însetați după dreptate, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de, cei fă... Ferice de făcătorii de pace, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți pentru dreptate, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, că și răspata voastră este mare în ceruri, pentru că tot așa i-au prigonit și pe profeții care au fost înainte de voi. Amin. Vă cum spunea și Ruben, suntem în această serie de Mesaje uh, în care mergem uh, la pas pe urmele Domnului nostru Isus Hristos în ceea ce El a predicat în acest mesaj, care este numit Predica de pe munte. Data trecută am uh, avut un mesaj introductiv în, uh, în, uh, în predică. Data aceasta aș vrea să fac uh, încă o introducere, dar de data asta în... Uh, în ceea ce numim noi fericirile. Dar pentru cei care nu ați fost data trecută, și mulți nu ați fost, și am moment de apăsare și cercetare, am, o să reiau câteva din lucrurile pe care le-am prezentat data trecută, ca să pornim toți la drum cât de cât în aceeași, în aceeași barcă. Predica de pe Munte este o predică apreciată de multă lume. Creștini, necreștini, e greu să găsești pe cineva care ar dezis ceva rău cu privire la această predică. Și Hristos este aplaudat pentru învățăturile din această predică chiar și de către atei, Eu, dacă vă vine să credeți. Și această predică este văzută de, de foarte mulți ca fiind un, pachet de învățături morale, un cod moral, dacă vreți, și zic ei, la toți le-ar fi mai bine dacă ne am ține măcar de lucrurile acestea. Chiar și cei care nu sunt creștini, chiar cei care îl resping pe, pe, pe Hristos. Pentru că văd standardul înalt de, de conduită, de moralitate pe care îl promovează această predică. Acum noi, pocăiții, Naiv, ne bucurăm tare, mult mai ales când un necredincios, dacă ar fi și o personalitate, zice lucruri frumoase despre ceea ce noi vorbim aici. Parcă ne simțim și noi așa o leacă mai inclus în lumea asta, nu ne simțim atât de, de străini de, de tot peisajul ăsta al, al lumii. Sunt trei probleme cu, cu, cu perspectiva asta și cu raportarea asta la predica aceasta. În primul rând, în spate este o presupoziție a faptului că oricine ar putea adera la învățăturile care sunt în, prezentate în această predică, pentru simplu fapt că își dorește. Bă, dacă vrem, am putea toți să facem. Să ascultăm de ce zice Hristos în predica asta și la toți ne ar fi mai bine. Al doilea lucru este că se ignoră contextul cărții și contextul, contextul istoric răscumpărător în care predica asta există și am vorbit pe larg data trecută dacă vreți să explorați zona asta, dar am, doar am să amintesc câteva, câteva lucruri. Această predică este dată într-un context specific, în contextul noului legământ. Uitați ce spune, spre exemplu, Ieremia despre acest nou legământ în 31 cu 33. Ci iată legământul pe care îl vor face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Ca o consecință a acestei scrieri, a acestei mutări a legii în interiorul oamenilor. Niciunul nu îl va mai învăța pe aproape lui, aproapele sau, sau pe său zicând, cunoaște-l pe Domnul ci toți mă vor cunoaște de la mic până la cel mai mare, zice Domnul. Că și le voi arăta și le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Deci această predică și învățăturile pe care Domnul Iisus Hristos le prezintă aici nu sunt învățători la care noi putem pur și simplu să aderăm sau cineva să adere. Da? Ai, eu mă... Băi, mie îmi place ce zice Hristos aici. Ăsta Hristos, ăsta creștinilor. Bun. Eu merg cu... cu... cu acest acest Hristos, ci ceea ce Hristos prezintă și în mod special în aceste fericiri pe care le vom explora astăzi, sunt niște realități spirituale. Nu este ceva spre care noi țintim să avem, ci sunt niște realități spirituale, sunt binecuvântările pe care Dumnezeu le oferă poporului care a intrat în legământ cu el prin Domnul nostru Isus Hristos. Deci sunt niște binecuvântări de care un grup specific de oameni au parte și cărora le sunt date. Nu om merge spre ele, ci Dumnezeu le ia și le oferă acestui popor. Deci nu reprezintă un cod moral pe care încercăm să limităm, ci reprezintă o realitate internă care, evident, vom vedea în predică, rodește înspre exterior și o realitate cu care suntem Acum, Hristos anticipează exact această perspectivă a oamenilor cu privire la cuvintele, cuvintele sale. Chiar în această predică, în capitolul 7, când spune Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și continuă Domnul Iisus și spune Mulți îmi vor zice în ziua aceea Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi în minune în numele Tău și Domnul le va zice curat niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Deci această predică nu vizează nici măcar o transformare exterioară, ci este o predică care se adresează unei inimi regenerate, unei inimi transformate și fericirile acestea reprezintă o descriere a acestei inimi. Da? Apoi, Predica, în continuare, ne despachetează și ne arată felul în care această inimă rodește. Fructele pe care această inimă le aduce la suprafață. Și este o predică care ne arată cum și ce înseamnă să stăm sub autoritate celui care ne conduce, acest, acest Iosu, acest, acest Moise, Hristos. Cum ar putea cei care îl resping pe Hristos, să fie învățați cum să stea sub autoritatea lui Hristos. Nu ai, nu, nu ai cum. Pentru că e, asta e exact lucru pe care ei îl resping. Și asta e esența predicii. Cum poporul lui Dumnezeu stă sub autoritatea conducătorului lui. Dar un al treilea, o a treia problemă cu această perspectivă de care aminteam la început este că dacă această predică poate fi urmată și trăită de oricine, înseamnă că și chiar de cei care îl scot din ecuație pe Hristos, înseamnă că nu este nicio diferență între cei care spun creștini și cei care sunt necreștini. Pentru că oricine poate să ia învățăturile lui Hristos, să le practice și nu trebuie neapărat să vină să se alăture, să formeze un trup cu ceilalți, cu ceilalți, uh, credincioși. Dar predica aceasta de pe munte este la fundamentul ei, este baza formării culturii împărăției lui Dumnezeu. Baza formării culturii împărăției lui Dumnezeu. Acum, noi trăim într-o cultură care este ostilă lui Dumnezeu și învățăturilor pe care Dumnezeu le, le promovează, vieții pe care învățătura scripturii o produce și a unei vieți trăite în Evlavie. Și de multe ori noi ne plângem, nu? Bă, vremurile este grele, pământul iarid, pietros, dar soluția este exact aici. Aici este soluția. Noi nu trebuie să ne plângem de ceea ce vedem în jurul nostru, ci soluția pentru noi cei care suntem copii al Lui Dumnezeu este să trăim această predică, evident înainte să o trăim, trebuie să existe aceste realități pe care fericirile acestea le va prezenta, dar soluția este să trăim și trăind predica aceasta vom instaura și vom lărgi împărăția lui Dumnezeu în jurul nostru pentru că această învățătoare exact asta produce, o altă cultură. Cultura împărăției lui, lui Dumnezeu. În continuare, intrăm în, în pasajul pe care l-am citit și vom, vom explora acest diamant al fericirilor și vom întoarce în primă fază pe, pe mai multe părți să facem niște observații generale cu privire la, la, la ele, apoi să intrăm pas cu pas în fiecare fericire și încercăm să vedem despre ce e vorba acolo. În primul rând, hai să vedem. Fericirile și persoana Domnului Isus Hristos. Care este legătura dintre, dintre ele? Fericirile, în primul rând, sunt un portret al Domnului Isus Hristos. Nu sunt, în primul rând, un portret al nostru, al celor născuți din nou, ci sunt împreună, în primul rând, un portret al Domnului Isus Hristos. Hristos este omul fericit. Hristos, al lui Hristos este împărăția. Hristos este singurul care are neprihănirea Hristos este singurul care cunoaște și dorește neprihănirea Hristos este singurul care a moștenit toate aceste lucruri. Și binecuvântările acestea ale lui Hristos vin asupra noastră doar către noi, poporul lui, prin unirea noastră cu el. Astfel că fericirile reprezintă, de fapt, ținta ultimă a oricărui, a oricărui credincios. Și ținta ultimă a oricărui credincios este persoana Domnului nostru Isus Hristos. Nu putem să avem parte de aceste binecuvântări pe care fericirile le scot la suprafață fără persoana Domnului Iisus În al doilea rând, fericirile și creștinul. Fericirile ne fac o descriere a unui om binecuvântat, a omului care este fericit. Omul care este fericit cu adevărat este binecuvântat. Omul cu adevărat binecuvântat este fericit. Și ele ne arată fundamentul tăi, trăirii creștine. Ceea ce este de fapt indispensabil unei trăiri în conformitate cu ceea ce este învățătura creștine. Temelia fără de care practica se surpă. Nu va putea să, nu va putea să ține, se prăbușește. Și stânca, dacă vreți, de pe care creștinul se lansează într-o viață trăită în conformitate cu voia lui Dumnezeu și evident este punctul, punctul zero, punctul de pornire. Ca să îl urmezi pe Hristos, trebuie să fii omul pe care aceste fericiri îl descrie. Ca să faci parte din poporul Lui Dumnezeu care îl urmează pe acest măreț conducător, tu trebuie să ai acest punct de, de de pornire. Al treilea lucru, hai să vedem natura fericirilor. Fericirile nu prezintă în primul rând o condiție exterioară a unui om, ci reprezintă o realitate internă, o atitudine spirituală, o condiție spirituală. Și esența acestor fericiri este de natură spirituală. De asta ele nu pot fi copiate, da? Nu poți să aderi la ele printr-un comportament exterior. Pentru că mulți pot să plângă, mulți pot să verse lacrimi, dar doar creștinul poate să plângă în Duh. Sunt mulți săraci, dar doar creștinul poate să fie sărac în Duh. Multorale este foame, dar doar, doar creștinul este flămând după Hristos și după. Și acum ajunge la niște provocări pe care le ridică, sau niște probleme pe care le ridică aceste fericiri, al patrulea, al, al patrulea lucru. Fericirile provoacă creștinismul pe care tu îl practici, tu și eu îl practic. Și sunt câteva tipuri de un fals creștin sau fals creștinism pe care în mod deosebit aceste fericiri le, le atacă. Și eu vreau să prezint doar patru, patru dintre ele. Atacă creștinismul care a mutat atenția de pe interior pe, sau pe exterior. Pentru că, vedeți, ajun... noi vorbim că trebuie să trăim, nu? Lucruri pe care se văd în exterior. Și ajungem, pericul este să vorbim atât de mult despre ceea ce trebuie să facem, cum trebuie să facem, cum trebuie să fim. Vedeți, și de asta sunt perspectivele astea a celor din lume cu privire la credincioși. A, dar voi nu trebuie să faceți, stai, nu faceți, stai, nu faceți, mai. Și nimeni nu știe despre o realitate internă care trebuie să existe în oamenii ăștia. Tot ce știe, ce știe el despre pocăiți este că nu trebuie să facă. Nici măcar nu știe ce trebuie să facă. Doar atât. Nu trebuie să faci. Pentru că cu asta ne-am ne ne promovat. Și ajungem chiar noi, vorbim, vorbind atât de mult despre lucrurile acestea, să confundăm manifestările externe, da, comportamentul cuiva, cu ceea ce este el în exterior. Fie credem prea mult despre cineva, doar că, pentru că mimează un comportament, sau credem prea puțin despre cineva, doar pentru că cineva a greșit în mod special acolo unde eu nu greșesc, sau unde eu sunt tare. Și zice, a, da, tu ai, deci e clar. Și am tras verditul. Și asta e o privire a noastră, ne limităm doar să facem o, o analiză de, de suprafață. Dar creștinismul adevărat, în contrast, se ocupă în primul rând de transformarea, de transformarea inimii. Al doilea atac pe care îl fac acest, aceste fericiri este la creștinismul acesta sumbru. Da? De multe ori creștinii sunt văzuți ca nefericit, trist, posac, cu capul plecat, apăsat, plângăcios, sărac, blândoc, călcat în picioare de toți. ăsta e creștinul. Cine ar vrea să fie creștin? Nimeni. Dar ăsta e un fals creștinism. ăsta e un fals, un fals creștinism. Al treilea, al treilea, lucru, creștinismul sau creștinul impotent, creștinul care nu mai are vlagă, nu produce nimic, nu face nicio schimbare în jur, nu se apără, nu reacționează, el stă inert și așteaptă venirea Domnului. Ăsta nu e creștinismul biblic și fericirile îl atacă. Și apoi, creștinismul ipocrit. În extrema cealaltă, sunt creștinii care cred că trebuie să simuleze un fel de bucurie. Da? Băi, ne-au mântuit Hristos. Hai să fim bucuroși. Toarcem acolo bucurii din noi, dar nu este nicio bucurie. Și fericirile atacă exact acest, acest creștinism. Acum, vom continua și în Timpul care ne-a mai, uh, ne mai, uh, ne mai rămas, o să intrăm în, uh, în fericiri, dar înainte să intrăm în fericiri, mai sunt în trei lucruri despre uh, caracteristici generale a acestor, uh, acestor fericiri. Vreau să ajung de la text și uh, mai sar anumite lucruri. Pri Hai să vedem prioritatea fericirilor. Poziția fericirilor la începutul predicii de pe munte. Vedeți, fericirile încep exact în predica de pe munte încep cu aceste fericiri. Și poziția lor la începutul predicii nu este întâmplătoare. Dumnezeu nu face nimic fără cap. Da? Este importantă și ne comunică importanța pe care o au aceste fericiri și faptul că ele reprezintă punctul, cum am spus, punctul de plecare atunci când discutăm despre viața, trăirea și identitatea poporului lui Dumnezeu. Și poziția lor ne comunică, de fapt, că prioritar în viața noastră trebuie să fie caracterul. Caracterul precede comportamentul. Trebuie să fii ceva, adică născut din nou, înainte ca să faci ceva, să-l urmezi pe acest Hristos. De asta apar fericirile la început și de asta, imediat după fericiri, ni începem să intrăm să vedem cum umblă cei care spun poporul lui, lui Dumnezeu. Apoi, Unitatea fericirilor. Aici un lucru pe care uh, nici eu nu l-am înțeles o, o perioadă și am privit uh, eronat. Fericirile reprezintă un pachet complet de realități spirituale prezente în viața fiecărui, fără excepție, în viața fiecărui om născut din nou. Noi putem să să rodim, să creștem, să conștientizăm mai profund lucrurile acestea, dar ele fără excepție sunt toate prezente în viața celui născut din nou. Nu poți să fii sărac în duh și să nu fii flământ și însetat după dreptate. Nu, nu, și nu sunt mai multe, mai multe, categorii de oameni fericiți. Nu este o categorie a celui de fericire a celui care este însetat după neprihănire și este un alt fel de fericit a celui care este sărac în duh. Da? Tu ești fericit în felul tău, eu sunt fericit în felul meu și suntem toți niște oameni fericiți de toate felurile de fericiri în fiecare în fericirea lui. Nu. Omul fericit este cel care este binecumdat cu toate, cu toate aceste realități. Și un ultim lucru aici, exclus exclusivitatea fericirilor. Și aici mă leg de ceea ce am zis chiar la, la începutul mesajelor. Fericirile acestea vin împotriva curentelor neopăgânei care capătă tot mai mult teren. În, în societatea noastră, a sincretismului religios, în care toată lumea are dreptate, toate religiile ne comunică, dacă vreți, ceva despre Dumnezeu. Luăm din fiecare câte ceva, facem o supă mare, din care ne adăpăm și gustăm toată lumea. Sau vine împotriva. împotriva panteismului, în care toți suntem mici, Dumnezeu, Divinitatea locuiește în noi, trebuie să privim înăuntru nostru și să scoatem afară lucrurile minunate, puterea este în tine, energia este în tine, toate toate lucrurile, toate lucrurile acestea. Ei, fericirile lo lovesc exact în, în aceste perspective cu privire la noi, cu privire la Divinitate, cu privire la Dumnezeu. Dar fericirile lovesc lovești împotriva care este mai ales acum în lumea noastră cu privire la păcat. Vedeți, păcatul este redefinit. Dacă vrei să scapi de problema păcatului și a condamnării pe care o aduce păcatul, tu, ca om nenăscut din nou, cel mai simplu lucru este să-l redefinești, să-l numești altceva. Da? Ei, și uh, sunt tot felul de, de învățături și evanghelii cu privire la, la, la problema aceasta a păcatului și păcatul nu mai este văzut ca păcat, ci dacă vreți, se vorbește despre noi ca persoane, ca nivele de dezvoltare personală. Acum erai așa, aveai probleme cu mânia, dar cu, tu ai dat mânia în afară, te-ai dat cu, 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 cu pumnii în sacul de box, ai spart niște uh, pavele prin curte și te-ai eliberat și acum ai trecut la următor nivel și la următor nivel. Și păcatul este... Uh, uh, este există o reformare cu privire la, la ceea ce numesc, ei, numesc ei, ei păcat, dar în esență este o redefinire a lui. Îl numește altceva, ai trecut mai departe, dai de alt păcat, dar tu nu îți re rezolvi problema ta. Ei, asta ne arată că de fapt creștinismul și fericirile arată de fapt exclusivitatea, exclusivitatea creștinismului. Fericirile prezintă niște trăsături exclusiv creștine care nu pot fi reproduse. Nu pot fi reproduse de nimeni și ele reprezintă niște realități spirituale interne pe care, atenție, nu le produce omul. Eu nu mă uit în mine și scot lucrurile minunate care să te ascunzi acolo. Nu. Tot ce este minunat în mod obiectiv este pus în mine din exterior. Este ceea ce Dumnezeu produce în mine prin Duhul lui cel cel Sfânt. Dar eu nu mă uit în interiorul meu și văd Dumnezeu din mine. Eu nu sunt divin. Eu sunt mort în păcat și Dumnezeu e împotriva mea. Și am nevoie de Dumnezeu. Simplu. Asta e realitatea uh, și adevărul Evangheliei. Ei, fericirile acestea, în contextul acesta, vin și ne spun că diferențele dintre creștin și necreștin sunt atât de mari încât nu pot fi măsurate. De asta bucuria noastră când mai uh, un om, băi, dar uite cum se, cum se comportă omul ăla, uite cum vorbești, uite cum... Greu vezi bucăiți așa. Nu trebuie să te bucuri deloc. Într-un fel te bucur că dacă ar fi rău, poate ți-ar face rău și ține și trăiești în pace. Și bine să, trăiești, să, trăim în pace. Dar nu trebuie să confundăm faptul că omul ăsta este atât de departe de Dumnezeu, încât comportamentul ăla lui nu l apropie nici măcar cu un milimetru de Dumnezeu. E la fel, e la fel de departe. Comportamentul ăla lui nu l ajută de fapt cu nimic. Ei, aceste trăsături, puteam, spuneam, sunt produse și sunt trăsăturile pe care Duhul Sfânt le produce în viața credinciosului. Dacă nu ai Duhul Sfânt, nu ai aceste trăsături și nu ai, aceste, nu ai acest portret. Acum luăm, vom merge mai departe și vom lua fericirile pe rând și vom încerca să vedem care este acel caracter pe care Duhul îl produce în creștin, astfel că îl face dintr-un om care este blestemat, care are asupra lui blestemul lui Dumnezeu, într-un om care are binecuvântarea lui Dumnezeu, care este în pace cu Dumnezeu. O diferență care nu poate fi, și un salt care nu poate fi măsurat. Și nici măcar observat. Dar îl, îl vedem, nu vedem saltul, că este imens de mare, a, deci o fiu... infinit. Bun. Versetul, versetul 3. Ferice de cei săraci în duc, că cea lor este împărăția cerurilor. Aici, prima această fericire ne arată odată cred, atitudinea creștinului față de sine. Cum se vede cum se vede el pe sine. Și această fericire, cred din nou, nu-i pusă la întâmplare prima. Pentru că dacă vreți, și asta și zice, fericire de cei săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerilor. Această fericire este poarta, este punctul zero spre intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Prima experiență creștină a celor ce sunt partea adevăratului popor al lui Dumnezeu, adevăratul Israel, este sărăcia, sărăcia în Duh. Și nu este vorba de o sărăcie materială. Da? Am spus deja că vorbim despre o condiție spirituală. Mulți când zic de a fi sărac în duc, unul care e nu prea a, e mai sărac cu ducul, nu prea a... Și cam asta trebuie să fim. Dar nu, nu este vorba de o condiție, condiție spirituală. Și asta trebuie să avem tot timpul în minte când privim la aceste fericiri. Ei, hey, sărac în duhul, sau ești sărac în duh atunci când tu te uiți la tine și nu vezi nimic bun de oferit. Nimic bun nu că ești în tine. Tu ești sărac. Ești lipit pământul, sticlești. Cel ce este sărac nu are nimic ce oferi. El are nevoie să-i fie oferit ceva. Ăsta da? e cel sărac în Duh. Cel care este sărac în Duhul este cel care știe că nu este nimic în el care să-L facă plăcut lui Dumnezeu, astfel, sau în consecință trăiește într-o dependență continuă de harul, mila și bunătatea lui Dumnezeu. Sărac în Duh este vaneșul. Ai milă de mine păcătosul. Ăsta e sărac în Duh. Acum, evident că întrebarea este cum sunt eu sau cum ești tu. Cât de conștient ești tu de murdăria din viața ta? Cât de conștient ești tu de păcatul din viața ta? Ești conștient că fără perfecțiunile lui Hristos, ai fi fost acum în Iad. Vedeți, noi, noi ne, ne vorbim despre Iad ca fiind la ceva, la ceva în viitor. Dar dacă Hristos nu a fi existat. Noi toți eram în iad. Singurul motiv pentru care lumea asta există este pentru că Hristos trăiește. Ei, suntem noi conștienți. Și ești tu conștient că fără, fără Hristos, fără atingerea Lui de tine, tu ai fost acum în iad? Sau încă crezi că ceea ce faci, mai nu perfect. Timp, nimeni, e perfect. Tot așa știm. E greu să găsim pe la noi oameni care zic, bă, tot ce fac eu e bine. Dar găsim mulți, care cred că ceea ce fac, fac suficient de bine încât Dumnezeu să nu-i dea cu talanga în cap și să nu-l schilodească. Și cum știm asta? Pentru că când Dumnezeu ne dă la picioare și ne trece prin valea umbrei morții, Doamne, dar ce am făcut? Și Dumnezeu a trebui să te întreabă, dar tu nu ai urechi, dar ce n-ai făcut? Da? Asta nu-i sărăcia în duh. Sărăcia în duh este o conștientizare profundă a nimicnicii noastre, dar în același timp și a odihnei pe care o avem în Hristos. Da? De sărăcie asta în Duh ne scăpăm niciodată. Tot timpul ne, ne, ne însoțește, tot timpul suntem conștienți că suntem praf, pulbere, dar ne odihnim că Hristos ne-a luat în brațul Lui și ne-a dus în odihnă. Că perfecțiunea, perfecțiunea Lui stă înaintea Lui Dumnezeu ca mărturie pentru, pentru mine. Versetul 4 Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Vedeți că ne experimentezi realitatea din versetul 3, începi să plângi. Cât te vezi cine ești, cât de nenorocit ești și ce poți să faci. Să plângi. Dar totuși și ciuda, nu? Cei fericiți nu prea plâng. De obicei când ești fericit, frate, de ce ești așa fericit? Nu întrebi nimeni care plângi, păi da, ce ești așa fericit? Nu? Acum poți să plângi. Bă, există și un plâns bun, există și un plâns un plâns rău. Asta înseamnă că nu tot plânsul este bun. Da? Și faraon să plângea că a plecat poporul și a rămas să nu mai avea forță de muncă, nu? Poți să plângi și tu că ai ieșuat în ceva rău ce ai vrut să, ce ai vrut să faci. Și atunci, cum știm? Cum știm care este plânsul omului fericit, care inevitabil, vedem, va fi însoțit de mânghiere, va duce, va duce, va duce mânghiere. În primul rând, plânsul acesta se găsește doar în cei care sunt săraci în duh. Este imposibil ca să experimentezi acest plâns dacă nu ai experimentat și nu experimentezi sărăcia, sărăcia în duh. Apoi, după ce ți-ai văzut condiția aceasta spirituală în care ești, începi să o plângi. Nu e suficient să conștientizezi cine ești, da? că ești ticălos, că ești păcătos, că sunt oameni care nu sunt născuți din nou. Și îți dau seama că sunt ticălos și păcătoși. Dar să opresc, să opresc, opresc aici. Ba, aș spune mai departe, mai mult decât atât, că de fapt nu există o conștientizare reală fără această plângere. Conștientizarea adevărată cu privire la starea ta te va duce la plâns, te va duce la disperare. Când Duhul Lui Dumnezeu ți-l descopere pe Hristos, sfințenia Lui, perfecțiunile sale, efectul imediat următor este că descoperi praful spiritual care ești, pleava spirituală care ești, gunoiul spiritual care ești. Și încep să plângi. Și spui ca poți să Pavel, nimic bun nu locuiește în mine. Nimic. Mă uit nu văd nimic. Dar noi nu ne uităm de multe și vedem multe lucruri. Și întrebarea este, când a fost Ultima oare când inima ta a fost frântă, îndurerată și ai plâns datorită unui păcat din viața ta. Vedeți, e una să spui, îmi pare rău că am păcătuit. Doamne, iartă-mă că am păcătuit. Cum îl trimite-o pe Ravi. Mai faci câte o greșeală și îl trimit. Du-te și cere de la mama. Mama, îmi pare rău. Îmi pare rău pentru ce? Vă să spui, Bă, îmi pare rău. Doamne, iartă-mă dacă am greșit cu ceva. Da? E una să spui că îți pare rău, și altceva, ca această părere de rău să vină ca urmare a unei inimi frânte. Asta e părerea de rău adevărată. Când ești frânt și frângerea aia produce de fapt acea, acea părere de rău. Acum poate nu mai plângi, pentru că te-ai obișnuit prea mult cu păcatul. Și noi ar trebui să plângem fiecare păcat. Dar ne-am obișnuit așa de mult cu stadii și grade de gravitate a, a, păcatelor, a păcatelor noastre, încât am devenit imun la multe dintre ele. Uite vă să luăm bârfa. Probabil că știți, dar la noi biserică se bârfește. Și. Cei care redeți să-mi dați dreptate. Au ajuns și la urechile mele, sunt sigur că au ajuns și la urechile voastre, bârfe. Dacă nu au ajuns, cel mai probabil că trebuie să discutăm despre ce este bârfa. Dar au ajuns și ajung. Eu și eu am căzut în, 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 acest păcat. Dar când? Și foarte greu să găsim măcar pe unul care nu a bârfit la noi. Când ai plâns ultima oară că ai bârfit? Când ți-ai sofrând inima ultima oară când ai, când ai bârfit? Oare nu cumva am definit insensibil la acest păcat? Când ai spus ultima oară, cum a spus și Isaia, sunt un om cu buze necurate. Bă, ce scot pe gura asta? Tu nu înjuri. Tu nu blestem. Da, vorbești și nu trebuie despre fratele tău. În loc să te duci să-l confrunți, să te duci și te plângi la alt frate de-al tău. Ești un om cu buze necurate. Și sunt necurate tare. Și nevoie de cărbunele la aprins a neplicănirii lui Hristos care să, 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 să topească și să eradichezi toată murdăria aceea. Ne amăgim, cred că ne amăgim pe noi înșine dacă nu avem genul ăsta de relație cu păcatul. Dacă păcatul nu mai produce în noi dureri, nu mai produce în noi suferință. Dacă nu produce acea conștiințare care să, să ne facă să plângem din cauza lui. Și dacă viața ta și viața mea nu e caracterizată de acest plâns, nu va fi caracterizată nici de mângâierea Tatălui. Dacă tu n-ai, Trecem prin tot felul de, de, perioade, dar nu negăm lucrul ăsta, dar dacă tu n-ai experimentat acest plâns niciodată în viața ta, tu n-ai experimentat niciodată mângâierea Tatălui. Dacă n-ai experimentat niciodată mângâierea Tatălui, ăsta e cauza, asta e cauza. Asta înseamnă că tu n-ai înțeles niciodată Sfințenia Lui Dumnezeu, n-ai înțeles niciodată cancerul care este păcatul și evident n-ai înțeles niciodată condiția ta spirituală deplorabilă în care ești. Versetul 5. Ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul. Ce este blândețea? Blândețea e ceva care noi manifestăm înspre exterior, din interiorul nostru, înspre exterior, în relații cu alții. Blândețea nu este pasivitate. Blândețea este un mod de a acționa într-o anumită situație. Există o falsă blândețe și de multe ori noi o vedem într-un om și confundăm cu adevărată blândețe într-un om care el nu intră niciodată într-un într conflict. Bă, nu le-ai auzit pe ăsta să certe cu nimeni. Acum ce este cearta și asta e o altă discuție. El ține tot timpul capul plecat, zice da, fi, că îi convine, fii că nu, el merge înainte, nu iese în evidență, tace, vorbește rar, suportă totul. Dar ăsta e mai degrabă un om inert. El nu, nu reacționează. Asta nu înseamnă blândețe anumite lucruri de aici pot să fie caracteristici prin care blândețea se manifestă. Dar asta nu este, asta nu este blândețe, pentru că blândețea adevărată acționează. Atât Hristos cât și Moise au avut vieți care erau caracterizate de conflicte. Hristos parcă el căuta. Uitați la Hristos cum dă de un fariseu cum imediat. Cum dădea și farisei de el. De fapt, farisei îl căutau. Dar Hristos și Moise au avut vieți în care au avut parte de confruntare de, și de, de, de conflict. Oamenii care au mostrat, oameni care au certat pe alții. Oare Hristos a fost blând când au luat biciușca aia și au început să facă curățenie prin templu și zburau mesele pe acolo? Nu prea aveam o perspectivă în asta despre blândeții. Dacă ceea ce am zis mai sus despre falsa asta blândeții, de fapt ar fi adevărată blândeții, rezultă că Hristos nu a fost blând, nu? Dar Hristos este perfect. Este maximal în toate atributele sale. Dacă Hristos pentru o secundă ar fi lăsat blândețea la o parte ca să poată să acționeze, Hristos nu mai era Dumnezeu. Dar Hristos a fost și blând, și drept, și cu dragoste, în același timp, chiar când a acționat în felul, în felul acesta. Și atunci, care este adevărata adevărata blândețe? Odată aș spune câteva lucruri despre adevărata blândețe. Este o temelie a adevăratei blândețe. Temelie a adevăratei blândețe este o supunere și o încredere față de Dumnezeu și de voia Sa. O supunere totală față de Dumnezeu și față de voia Sa și o încredere în ea. Mă încred ce înseamnă asta? Mă încred că modul în care Dumnezeu acționează la timpul lui, când vrea el, cum vrea el, este bun. Dacă nu am, nu am, uh, uh, am această temelie, nu o să pot să fiu blând. Pentru că vedeți, blândețea care de multe ori se manifestă -o, și vine pe, pe, pe terenul unei lipse de răbdări, este o lipsă de încredere în faptul că Dumnezeu are timpul lui și va face ceea ce trebuie să facă. Și apoi motorul adevăratei blândeți ceea ce animează cu pasiune blândețea aceasta este această realitate. Când cineva atentează la adevărurile acestui Dumnezeu pe care eu mă supun, înaintea căruia mă supun și care accept și căruia îi accept conducerea, eu nu mai pot ține capul plecat. Citiți psalmi de Belestem. Și cei la gura lor, nu a fost niciodată la gura noastră. A citit psalm de blestem? Să-i luați să citiți acasă. Căutați pe net psalm de blestem ca să știți care sunt uh, că, sau psalm de imprecație. Să vedeți care sunt, sunt aia. Să vedeți cum vorbeau. Dar dacă citiți psalmea aia, după ce o să vă dezmeticiți, că nu vă veni să credeți ci citiți acolo, uitați-vă ce i-a declanșat, ce a declanșat în ei pasiunea aia. Și o să vedeți că tot timpul este faptul că cineva atenta la gloria lui Dumnezeu, la adevărurile lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu și implicit la persoana, la persoana, lui Dumnezeu. Ei, motorul acestei blândețe este că tot timpul pui voia lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, peste voia, peste voia oamenilor. Omul blând este activat și animat de pasiunea sa pentru voia și gloria lui Dumnezeu. Dar cum se manifestă, nu? Ok, am înțeles. Cum se manifestă acest? Odată, omul blând, am spus că este omul care acționează, dar el nu acționează impulsiv. El poate avea impulsuri firești, că există firea noi, dar nu acționează după impulsurile alea, ci el este în control. Un om blând este un om care, prin Duhul, prin puterea pe care o dă Duhul, a pus stăpânire pe propriile emoții. Și blândețea este cea care ne ține în pasiunile, pornirile păcătoase, cuvintele rele, badjocoririle, sarcasmul păcătos, faptele rele, Duhul ăsta de răzbunare care ne dă trăcoale, de multe ori, istingătorul, dacă vreți, care operează asupra mâniei și asupra urii, urii, noastre. Asta este blândețea. În felul ăsta se, se manifestă. De aia, dacă consider că ești blând, poate tu te compari cu alții care solea că mai e, așa, virulenți. Dacă consider că ești blând, dar tu n-ai pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu, tu nu ești blând, 100% tu nu ești blând. Nu este blândețea pe care o promovează, o promovează a, Scriptura. Blândețea adevărată are în componența ei, în motorul ei, cuvântul lui Dumnezeu. O pasiune pentru cuvântul și adevărurile lui Dumnezeu. De aceea, dacă râvna, dacă spui totuși că ai râvnă, ai pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu, dar râvna ai nu te pune în mișcare, tu nu ești blând. Și nici nu ai pasiune pentru Dumnezeu. Omul blând e curajos, Ia inițiativă și acționează. Dar de multe ori vedem, e blând, molâu. Dar nu! Omul blând este foarte activ. Uitați la Moise, uitați la Hristos. Falsa blândețe este atunci când cineva trebuie să intervină, dar nu o face și să se consideră mai spiritual din, parte, din cauza asta. Și mai sunt și ele care ei nu se bagă, dar nu-s vocal, dar în tăcerii spunea cineva, îi judic pe toată lumea. Dar el nu zice nimic. El stă în banca lui. Aia nu-i blândeți. Versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate că cei vor fi săturați. După ce creștinul își deplânge păcatul, el nu rămâne acolo. Asta ne însemna să-și plângă de milă, să ajungă în depresie. Dacă tu ai conștientizat starea ta, ai plâns și ai făcut atât, 100% la sută de depresie, nu e suficient. Sau poți ajungi la fatalism, dar creștinul care este conștientizat de Duhul Sfânt, de nevoia lui disperată de absolvire, de curățire, se îndreaptă imediat după Dumnezeu. Asta e ceea ce face Duhul Sfânt într-un om care a conștientizat păcatul lui și a plâns păcatul lui, vine Duhul Sfânt în el sau Duhul Sfânt din el? Îl conștientizează imediat de nevoia lui de, de, Dumnezeu. Foamea și setea, dacă vreți, sunt semnalele de alarmă din omul nou al nostru, puse de Dumnezeu, care nu sunt un scop în sine. Dar scopul meu nu este să fii foame. Ci ele sunt, au scopul și menirea ca să ne atragă atenția asupra faptului că ceva ne lipsește. E ca un gol care trebuie umplut, o nevoie care trebuie satisfăcută. Și ceea ce lipsește nu se găsește în noi, pentru că dacă s-ar găsi în noi, nu ne-am mai fi foame. Dar căutăm, căutăm și ar trebui să găsim și să ne crenim. De asta, treaba cu panteismul nu funcționează. Și nu o să funcționeze. Dacă mâncarea și băutura sunt cele care ne țin pe noi în viață, atunci foamea și setea asta pe care poporul lui Dumnezeu și noi, poporul lui Dumnezeu, o, o simte, vizează ceva ce umple golul acesta spiritual pe care, pe care noi îl experimentăm. Și fiecare credincios experimentează în orice moment al vieții lui un gol spiritual care trebuie tot timpul satisfăcut. Tot, trebuie tot timpul satisfăcut. Și asta e, e, e însemnul pentru noi că suntem vii, când îi se face foame, că la un mort nu îi se face foame. Știi că este viu spiritual când tot timpul ți se, face, ți se face, foame. Și această foame despre care vorbește aici nu este o foame după fapte bune, fapte drepte, să mai fac ceva bine. Da? Asta e bine. Asta e bine să facem, dar nu este o foame după neprihănire. Uitați ce ce, ce îi spune Pavel Timotei în 1 Timotei 6:11. Tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, caută neprihănirea. E credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Adică, cum spune uh, și textul, fiți așeptori, fi flămând după după neprihănire. Și ce este această foame? Ce este această sete? Ioan Ioan uh, în Ioan 6 consemnează a, a, cuvintele Domnului Isus Hristos cu privire la această foame și această sete. Și aș vrea să citesc Ioan a, 6 cu 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Și eu nu voi învia în ziua de apoi. 56. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Adică dacă nu ai foamea asta și nu cauți această mâncare, tu nu ai cum să, nu ai cum să, să trăiești. Astfel, pâinea care s-a coborât, astfel este pâinea care s-a coborât din cer, adică Hristos, care nu este ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit, cine mănâncă pâinea aceasta care coboară din cer, va trăi în viață. Domnul Iisus, femeii de, la, de, la, de, la, de la fântână, îi spune așa, Oricui va bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care eu o voi da, în viac nu-i va fi sete. Ba! Lângă apa pe care eu voi da, se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața, în viața veșnică. Câteva observații la, la, ceea ce am citit până acum. Foamea și setea îl vizează pe Hristos. Asta este setea. Foamea și setea. Vizează persoana Domnului Hristos. Cine mănâncă și bea trupul meu, rămâne în mine și eu rămân în el. El este mâncarea după care cei care sunt într-adevăr copiii al Lui Dumnezeu sunt flămânți. Băutura după care noi însetăm. Și când ne înfructăm din El, îl avem de fapt pe El. Vedeți, Dumnezeu ne-a creat cu foamea aceasta. Cu foamea aceasta pe care are, atenție, o are toată lumea. Dar nimeni nu caută unde trebuie să fie săturat pentru că datorită păcatului, dorințele oamenilor, pasiunile lor, sunt îndreptate spre orice altceva, numai spre Dumnezeu nu. Plăcerile lor, sau plăcerea lor, nu este Hristos, ci este tot ceea ce nu este Hristos. Și ei caută, mănâncă toate lucrurile astea, dar niciodată nu sunt săturați. De asta spune Hristos. Cine bea și mănâncă, bea sângele meu și mănâncă trupul meu, în viac nu-i va mai fi foame, în viac nu-i va mai fi sete, deci va trăi, va trăi în, în viac. Dar cine aduce, întrebarea este cine aduce acest. că, ok, îl mâncăm pe Hristos. Cine aduce mâncarea aceasta, băutura aceasta, atunci când suntem săturați sunt, suntem săturați de ea. Da? spune Ioan cu Domnul Isus, în viac nu-i va mai fi sete, în viac nu-i nu, nu va mai fi foame. Ce aduce? Aduce îndreptățire. Îndreptățirea ce, ce este? O relație corectă cu Dumnezeu. Asta, asta se zice, zice, ferice de cei flămâni și însetrați după dreptate, că cei vor fi săturați. Și asta se aduce Hristos, dreptatea aceea. Dar ce este dreptatea aceea? O punere a ta într-o relație corectă cu Dumnezeu. Toți suntem flămânzi după lucrul ăsta, să fim în pace cu Dumnezeu. Și oamenii caută absolvire. Redefinirea păcatului este o metodă a omului de a căuta îndreptățire, de a rezolva problema respectivă. Toți avem nevoia, nevoia, nevoia aceasta. Și asta ne oferă. Singurul loc în care găsim împlinită nevoia asta este în Hristos. Că El ne, ne îndreptățește. Putem veni înaintea Dumnezeu prin două, în două feluri. Printr-un reprezentat sau noi să ne -re, reprezentăm pe noi înșine. Cei care se reprezintă pe ei înșiși înaintea Dumnezeu, mânie veșnică. Cei care îl acceptă pe Hristos ca reprezentanta lor, Vine Hristos cu neprihănirea Lui și o parte de, de binecuvântare, binecuvântare, veșnică. Și întrebarea este, ai experimentat tu vreodată această nevoie? Să fii în regulă cu Dumnezeu. Dar o experimentare atât de profundă încât să tulbure, să miște toată ființa ta. Să-ți dorești atât de mult să fii în regulă cu Dumnezeu, dar nu de frica pedepsei. Ci de teamă să nu pierzi cel mai bun lucru pe care îl poți avea. Persoana Domnului Iisus Hristos. Cred că așa, pe, pe, parcurs ne obișnim atât de mult cu Dumnezeu, cu Hristos, cu, cu toate lucrurile astea și cu limbajul acesta pocăiesc, că perdem, nu știu, ne scapă printre dedice pasiunea pentru Hristos. Nu ne mai fascinează Hristos. Dar asta ne este oferită. Celor flămânzi sau cei flămânzi îl primesc pe, îl primesc pe, 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 Hristos. Ce înseamnă asta? Pavel zice, socotez toate ca un noi. Dacă l-am pe Hristos, n-am nevoie de nimic. Asta e un om săturat. Un om care e săturat după ce ai burta plină și vine cineva cu un platou frumos, aranjat. Mai vrei? Nu, parcă... Nu mai poți, unde să bag? Ăsta e omul care e săturat de Hristos. Orice altă ofertă e gunoi. Nu mai, na, na. Și e pe veci. Dar nu va mai fi nu va mai fi foame. Niciodată nu va mai fi ceva care să concureze cu această mâncare. Dar al doilea lucru care, pe care îl aduce Hristos atunci când ne hrănim în el, este o viață roditoare, de nefricănire. Că spune, banca apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor. Deci are parte de această mâncare, această apă, și apa astăzi va preface într-un izvor care va țâșni până în viața veșnică. Odată ce ai gustat de, de adăpat în Hristos, odată ce, cum spune psalmul numărul 1, că omul acesta fericit este ca un om, ca un pom să din încă izvoare de apă. Odată ce, ce, ce tu îți tragi seva din Hristos, începi să rodești cu faptele lui, lui Hristos. Ești adus la viață, devii un copac frumos, viguros, care rodește cu frunze verzi. Când Hristos te hrănește, începi să produci. Dacă nu aduci roadă, nu te hrăni din Hristos. Dacă te uiți în viața ta, te uiți în urma ta și nu vezi roadă, roada neprihănirii, tu nu ai gustat niciodată uh, pe Hristos. Nici măcar nu ți-a fost foame de Hristos. Faptul că vii la biserică și asculți cuvintele adevărului și a Evangheliei nu înseamnă că te grănești. Da? Să nu ne amăgim. Și când te saturi Hristos, știi, toți cei care suntem săturați de Hristos, nu avem ei, Păi, ori, nu știu dacă dacă spui să nu întrebări, cel mai, cel mai probabil, ori trăiești niște păcate pe perioada lungă de timp și ești anesteziat spiritual și ai nevoie de o resuscitare puternică, ori, pur și simplu, tu nu ai cunoscut, cunoscut niciodată foamea asta, nu ai cunoscut niciodată sărăcia în duc, n ai cunoscut niciodată plânsul despre care, despre care vorbeam. Versetul 7. Ferice de cei milostivi că cei vor avea parte de milă. ferice de cei milostivi că cei vor avea parte, parte de milă. Vezi, și noi ne oferim milă unii altora. Și asta spune, cei care oferă milă și sunt milostivi, aveți o, 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 caracteristică, sunt milostivi. Nu înseamnă că a, sunt milostivi, mâine îmi trece milostiviala și mă mai a doua zi când, nu știu, prin anumite circunstanțe, sunt emoționat și m-a lovit mila. Nu, ei sunt, 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 sunt milostivi. Ei, Mila pe care noi o dăm și despre care vorbește această fericire își are sursa în mila lui Dumnezeu. Pentru că înainte să fim noi miloși, Dumnezeu a fost milos față față de noi. Și uh, mila asta lui Dumnezeu pe care noi am experimentat-o va culmina, dacă vreți, într-o milă escatologică, când Dumnezeu, printr-o acțiune finală, va avea milă și îndurare de noi și ne va primi în, în, în împărăția Lui, datorită lui Hristos. Despre care, despre care vorbeam. Și ca să înțelegi mai bine despre acea, această milă, o să o pun în contrast cu, cu harul și în contrast cu dragostea mai apoi. Harul, spre exemplu, înseamnă să-ți ofere ceva ce în realitate nu meriți. Mântuirea, înfierea, răscumpărarea, îndreptățirea, nu meriți nimic din toate astea. Mila înseamnă să nu-ți se ofere ceva ce de fapt meriți. Judecata, pedeapsa, mânia lui Dumnezeu. Și uh, Thomas Waston face un contrast similar între milă și dragoste. Nu o să pun niciodată să scot ce o scos el aici, așa că uh, îl citesc pe el. Milostivirea îi respectă pe cei ce sunt mizerabili. Dragostea are un spectru mai larg de aplicații. Ei este care un prieten, iar ca un prieten care îi vizitează pe cei ce sunt bine. Dragostea. Mila E ca un doctor care îi vizitează pe cei ce sunt bolavi. Dragostea acționează mai mult datorită afecțiunii. Mila acționează dintr-un principiu de conștiință. Amândouă sunt gata să facă slujbe bune, amândouă au vindecarea sub aripile lor. Mila întinde mâna altora, dragostea își oferă inima. Chiar dacă, dacă acestea două uh, diferă, dragostea și mila împreună au în vedere binele uh, celuilalt. Când Dumnezeu se îndură de noi, când are milă de noi, de mi mizeria în care suntem, măcar că meritam pedeapsa, El nu ne pedepsește. Și acum noi extindem cei care am înțeles mila Lui Dumnezeu, inevitabil, extinde mai departe această milă față de cei care au nevoie de ea. Versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, că, cel, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima pură, de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Hai să o punem uh, din sens invers, negativ. Ce nu este această puritate? Ce, este, ce nu este această curăție? Puritatea nu trebuie confundată cu a fi civilizat sau avea o conduită morală înaltă. Un om poate îmbrăca o haină a moralității dar să nu fie în interior nimic altceva decât o mizerie. Un mormânt văruit care în interior e doar putreziciune. puritatea, de asemenea, nu trebuie confundată cu apartenința la un grup. Pentru că vii la pocăiți, păi sunt sigur că sunt și eu ca, ca ăștia. Da? Sau pentru că spui creștin, asta nu te face pur. Ce este puritatea? Puritatea stă în contrast cu ceva ce contaminează. Este ca la, pol opus de ceea, ce, de ceea ce, ce, ce pângărește. O viață aparent curată, morală, poate fi reprodusă de mulți. Dar o inimă curată nu, 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 nu poate fi uh, contrafăcută. Mai mult, dintr-o inimă curată curge o viață curată. O viață murdară nu poate veni niciodată dintr-o inimă curată. Nu? Pomul bun face rade bune, pomul rău face roade sau dă roade rele Ci, cine este cel care are inima curată și este așa de fericit este cel care a avut inima curățită cum spuneam noi nu putem să căutăm ceea ce spun oamenii da? căutăm în noi noi ne curățim, noi dăm în afară nu, este ceva ce se face asupra nostru, noi suntem curățiți noi suntem stropiți și curățiți cu sângele acesta al, al stropirii al Domnului nostru Isus Hristos Curățirea noastră se realizează printr-o intervenție din exterior. Noi suntem într-o mlaștină mare și zicem, bă, hai să fac un duș cu mlaștenă. Nu ai cum. Ai nevoie să fii scos de acolo și să, să fii curățit. Și care sunt efectele acestei curățiri? Dacă cineva a fost curățit și cineva are inima curată, el va căuta să o păstreze curată, necontaminată și nu va dori niciodată să se întoarcă înapoi în mocelă. Și doar ăștia îl vor vedea pe Dumnezeu. Nu o să fie niciun răpănos în împărăția cerurilor. Niciunul. Toți vor fi curați cu curăția Domnului nostru Isus Hristos. Cât de curat este Domnul Isus Hristos? Nu avem date și vocabularul ca să descriem. Atât de curați vom fi noi înfățișați înaintea Lui Dumnezeu. De ce? Că Hristos ne reprezintă. Care e relația ta cu păcatul? Mai sunt păcate pe care le iubești? Așa mici. Păcate, păcățele sau mari, poate, cu care te compromiți, te pângărești. Sunt mici păcățele care își fac de multe ori loc și cap de tot mai mult teren în, în inima noastră care ne pângăresc inima, ne întinează și ajunge să ne

informații în creierul nostru pe la care mintea începe să proceseze și ne contaminează. Ei, o inimă care este curățită va căuta curăția. Se va depărta de lucrurile acestea. De asta nu te expune locurile, locurilor și contextelor în care inocența ta este furată. Mintea ta este pângărită. Versetul 9. Ferice de cei de făcători de pace că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Câteva lucruri despre, despre, despre pace. Pace este, o, în primul rând, o experiență personală, o, o realitate personală. O, o, observați relația dintre făcătorii de pace și statutul de fiu al lui Dumnezeu. Doar fiul lui Dumnezeu pot duce și face pace. Pentru că fiul lui Dumnezeu au pace cu Dumnezeu. Da? Dacă tu nu ești în pace cu Dumnezeu, nu ai ce să duci mai departe. Deci tu, ca să fii făcător de pace, tu trebuie să fii experimentat cu această pace. Pe care zici că vrei să o duci mai, o duci mai, de, mai departe. Apoi, făcătorii de pace sunt reprezentanța tatălui. Statutul de fiu vine la pachet cu responsabilitatea reprezentării. Eu asta îl învăț pe Ravi. Unde uiți, Ravi? El și fiecare membru al familiei noastre, în orice context ar fi, ne reprezintă pe fiecare dintre noi. Felul în care el stă acum în bancă spune ceva de mine, cum îl educ eu pe el. Felul în care el se poartă când eu nu sunt de față, spune ceva de, despre mine. Felul în care eu mă comport spune ceva despre toată, despre toată, familia mea. Copiii își reprezintă uh, tatul, uh, Tatăl, Deci avem această responsabilitate a reprezentării. Când noi facem pace, aducem pace, promovăm pacea, noi le reprezentăm pe Dumnezeu și pe drept suntem numiți copii al lui, al lui Dumnezeu. Apoi, pacea este o responsabilitate a poporului Dumnezeu. A fi făcător de pace este responsabilitatea și chemarea celor care se numesc Copii al lui, du, al lui Dumnezeu. Dacă ne numim și spune că suntem copii al lui Dumnezeu, în urma noastră mireasma păcii trebuie să, trebuie să ne, ne, ne însoțească. Noi nu devenim făcători de pace. Noi nu ne transformăm. Noi suntem ferice de făcătorii de pace, că cei vor fi chemați fi ai lui Dumnezeu. Dar există și o falsă pace. A fi împăciuitor, a fi făcător de pace nu înseamnă pace indiferent de și completați cu ce vreți. Pace nu înseamnă liniște, ignorare, tolerare a păcatului. Dumnezeu nu ne cheamă niciodată să ne comprimumite moral de dragul păcii. Pacea nu este acea umbrelă sub care ne adăpostim și facem ce vrem acolo. Dar noi suntem în pace. Da? Pentru că pacea adevărată nu poate exista în compania, în compania păcatului. Din contră, dacă am fi acest tip de oameni care se compromit moral sau altor era păcatul ca să fie pace. A, să frate, nu. Acum mai faci acum mai. Nu, nu sunt făcători de pace. Ai o pace falsă. Iacov spune, într-adevăr, înțelepciunea care vine de sus este, în primul rând, curată, apoi împăciuitoare. Vedeți asocierea dintre curăție și, și pace? Asta e pacea adevărată. Pacea aceasta dumnezeiască curge din înțelepciunea lui Dumnezeu, care este făcătoare de pace, înțelepciunea, și curată. Pacea nu poate exista adevărat acolo unde este păcat, unde este contaminare. De asta pot să fie liniște între noi, să fim toți BFF. Dacă există păcat între noi, nu este pace. Este o pace, este o pace falsă. Făcătorii de pace, evident, în consecință, sunt ei însăși curați, promovează curăția și promovează tot ceea ce este drept și adevărat. De asta Evanghelia e, e numită Evanghelia Păcii. De ce? Pentru că ea este soluția și antidotul pentru păcat. Când Evanghelia vine, aduce curăție, păcatul dispare și s așterne, să așterne pace. Dar, de multe ori, înainte de pace, este durere, este confruntare, este suferință. Ca să faci pace, uneori înseamnă să tai cu bisturiu. Între noi nu te trăim cu bărdiță, da? Folosim instrumente sterilizate, fenoții, cât mai precise. Dar le fie peste rană, iar asta provoacă durere. E inconfortabil. E perioadă de recuperare. Să nu confundăm întristarea provocată de, de adevăr, de această curăție pe care o promovăm, cu lipsa păcii. De multe ori, aceste lucruri vin, aștern, dacă vreți, terenul pentru pacea, ceea ce este pacea adevărată. Vezi, tata tot timpul dădea de exemple cu, cu noi când, ne, când predica la învățări și nu plăcea niciodată. Dar eu încerc să nu zic lucrurile cea mai... Uh... Mai siropoase. Dar eu am făcut testul acesta și uh, ca să uh, îi predic Evanghelia feciorului meu, îl, îl ajut pe el să conștientizeze. Dar o stat cu păcatul în viața lui, simțea că nu-i bine cu mine, nu avea pace cu mine. Am stat, am trecut prin toți pașii de disciplinare care implică suferință și la final îl întreb, cum ești acum? E bine, e liberat, are pace. Dar o... O fost nevoie de suferință înainte. Asta înseamnă că ceea ce am dobândit a fost o pace falsă? Nu. Ei, dacă nu iubești adevărul atât de mult încât să lupți pentru el, dacă nu iubești adevărul, nu iubești curăția. Curăția vine sau este adusă doar de, de adevăr. Atunci nu ești un făcător de pace. Și atunci întrebarea este ce fel de pace promovezi tu dacă spui că ești un om al păcii, un făcător de pace. Este una care promovează adevărul sau unii îl ignoră sau chiar la acoperă Că e una să ignori, alta să-l acoperi. E incompatibilă pacea pe care o promovezi cu adevărul? Dacă da, atunci cum duci pacea asta mai departe? Într-un duc blând, smerit, cum am văzut adineori. Și ultimul lucru, ferice de cei care sunt prigoniți pentru dreptate că acelor, a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor răcorâ. Adică e o onoare. Vă vor prigoni. Și asta e răspunsul apostolilor. Când, când Petru și ceilalți sunt persecutați? S-au bucurat că au fost onorați să fie persecutați pentru, pentru Dumnezeu. Nu ar trebui să ne surprindă că atunci când vrem să ducem adevărul Dumnezeu, să ducem pacea mai departe, vom avea parte de conflict, de respingere, de persecuții și de caz din, din partea celor care urăsc pacea adevărată și iubesc păcatul. Deci, în primul rând, acest lucru nu ar trebui să ne surprindă. Ar trebui să ne așteptăm să avem o poziție. De multe ori asta e un semn că ești pe calea cea bună. În al doilea rând, realitatea asta pe care noi experimentăm de animozitate în relație cu ceilalți este o realitate temporară aici pe pământ. Noi aici trebuie să facem pace. Dar toate lucrurile, inclusiv aceste persecuții, sunt folosite de Dumnezeu pentru întărirea noastră pentru șlefuirea caracterului nostru și, în ultimă instanță, pentru gloria sa. În al treilea rând, în ciuda persecuției, realitatea veșinciei și a răsplății care ne așteaptă și conștientizarea lor, ce? Vor produce în noi bucurie. Ca asta zice. A lor este împărăția celor. Exact cum începe. Pasajul nostru așa se, se termină. A lor este împărăția cerilor. Și bucurați-vă și veseliți-vă. De ce? Că sunteți persecutați. De ce? Că răsplata voastră este mare în ceruri. Adică, suferința și Uh, necazul pe care noi l-am putea experimenta aici nu se poate compara, compara cu răsplata care ne așteaptă în ceruri. Poate ați auzit, în România, frații noștri, pe, pe, pe vremea comunismului, ca, ca să, să fie înjosiți, ca să fie prigoniți, li s-au dat în bătaie de joc cina Domnului de gardienii care erau acolo cu fecale. Vă puteți gândi la ceva mai înjositor decât atât? Ei, bucuria care ne așteaptă în ceruri nu poate fi comparată. Cât de jos s-ar duce necazul pe care noi l-am putea experimenta aici, maxim cât l-am putea experimenta aici, nu se poate compara cu la cât de mult servică bucuria și răsplata pe care o vom avea în ceruri. Deci persecuția nu înseamnă lipsa bucuriei, lipsa veseliei, ci din contră. Este terenul fertil în care el se dezvoltă. Că spune, nu vă mirați că o să fiți, dar bucurați-vă și veseliți-vă pentru ceva ce o să experimentați uh, dincolo. Și mângâierea noastră este că, în ciuda tuturor vocilor care se ridică împotriva noastră, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și știm că Dumnezeu are ultimul cuvânt pentru că El a câștigat totul. A câștigat Hristos, a venit și a câștigat absolut tot pentru noi. Totul pentru noi. El este la cârmă, el este conduce, conduce toate lucrurile și spune psalmistul, chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbre Morții, e obligatoriu să treci. Dar chiar dacă ar fi să treci, nu te tem. De ce? Căci tu că tu ești cu mine. Și masa Domnului la care noi stăm este, este, reprezintă așa câte un popas pe care noi îl facem pe, pe traseul ăsta înspre împărăția lui Dumnezeu, în care sunt de cazuri, sunt suferințe, sunt bucurii, trebuie să ne bucurăm și de ele, da? răsplăți pe care le experimentăm aici. Sunt popasuri mici pe care noi le facem și ne aducem aminte și de ceea ce a făcut Hristos pentru noi ca să primim pe drumul ăsta și de ceea ce o să ne aștepte. Și ce o să ne aștepte? Ceea ce costăm aici. Hristos și răspunsurile pe care El le are pentru noi.